Bun găsit, dragii noștri, iată-ne la o nouă ediție emisiunii Spatele Scenei. Săptămâna aceasta suntem alături de Visarion Odatu. Salut, Visarion, și bine ai venit și îți mulțumim că ne-ai lăsat să te descoperim câte puțin în spatele scenei. Mulțumesc și eu, la rândul meu. Sunt încântat să stau alături de tine acum, în momentul ăsta. Sunt foarte emoționat. Asta vreau să amintesc și eu. O să încercăm să ne relaxăm, o să, uite, avem două pahare de suc și o să considerăm că suntem la o discuție normală. Okay. Poți să-ți asumi asta, nu? Da. Bun. Visarion este elev, încă elev, la liceu de artă, la secția actorie. O consecință a faptului că ai venit printre noi acum și că intri în spatele scenei și că încercăm să descoperim cât se poate în spatele scenei este aceea că în urmă cu ceva timp ai obținut un premiu întâi la Olimpiada Națională de Artă Teatrală, ceea ce înseamnă foarte mult pentru, în primul rând, pentru Buzău, în al doilea rând pentru tot ceea ce înseamnă arta actorului în momentul de față în România și mai presus de toate pentru liceu și pentru tine. Multe cuvinte, nu? Da. E ceva unic pentru mine. E pentru prima oară când am obținut un premiu foarte mare și la Olimpiadă, deci nu e un concurs obișnuit. Am mai luat premii la concursuri până acum, dar acesta mi-a pus o cărămidă mare la temelie. Am înțeles. Haideți să începem de cu începutul. În primul rând, cum a apărut această înclinație către arta actorului? Această înclinație a apărut datorită surorii mele. Ea m-a zăpăcit să mă duc la teatru, că sunt bun și că pot face ceva în legătură cu teatru. Prima oară m-am dus efectiv, zic, bă, mă duc, așa zice sora mea, și mă duc să scap de matematică. Dar când am ajuns după primul semestru, descoperind un profesor foarte bun, la care am avut ceva de învățat de la el, a început să-mi placă teatru și ușor, ușor, mergând la concursuri și luând premii, m-am gândit că chiar sunt făcut pentru asta, cred eu. Spune-ne despre admitere și dacă ai avut, cum a fost admitere de fapt? Este grea admiterea la teatru? Nu chiar. A fost concurență în anul acela? Da, a fost concurență. Am fost, cred că, 2 sau 3 pe loc. Am avut emoții, nu pot să spun că nu am avut, dar având în vedere că m-am descurcat foarte bine, am avut succes și am intrat al 7-lea din clasă. Știu că acum este destul de mare concurență pentru acele locuri de la liceul de artă din Buzău și știu că sunt din ce în ce mai mulți tineri, ceea ce ne bucură foarte, foarte mult. Asta înseamnă că sunt și oameni dintre care se pot alege cât mai mulți și talentele ies mai ușor la iveală când ai o masă de oameni din care se poate alege. Când am dat eu nu eram așa mulți, noi eram... Erau și locuri mai multe, erau 30 de locuri și noi am fost undeva la vreo 37-40 maxim, până în 40 de candidați. Atunci a fost mai simplu. La facultate, da, într-adevăr mai greu. Spune dacă ai avut legătură cu teatru înainte de liceu. Da, am avut încă de la grădiniță. Eram băgat în toate piesele, îmi plăcea să joc, îmi plăcea să fiu pe scenă, să fiu în atenția publicului și ușor, ușor am avut succes mai mereu. De aceea și sora mea mi-a spus, du-te la teatru, că... Sora ta a făcut teatru? Nu, a făcut-o liceu de arte, dar a mers pe desen și acum e la facultate, nu la desen, e la drept. Deci există oarecum, sau într-o oarecare măsură, o înclinație în familie către arta, către artele acestea frumoase? Da. Spune că ai intrat în liceu. Cum a fost prima ta reacție când ai văzut că ești doar între oameni care aveți același scop, aveți aceeași dorință și vă doreați același lucru? Când am ajuns în liceu, a fost foarte frumos. Făcând cunoștință cu elevii, cu colegii mei, de fapt, și descoperind că sunt câțiva care chiar vor să facă teatru, mi-a apărut și mie acest scop.
această dorință să fac teatru, văzându-i pe ei și ambiția lor, m-a determinat și pe mine să încerc să descoper. Cum a fost prima oară? Ați avut, de fapt, pregătiți, din câte știu, un examen în fiecare semestru cu public. Cum a fost primul examen? Că acela s-ar considera și primul spectacol. A fost extraordinar. A fost unul dintre cele mai bune examene pentru mine, pentru că atunci am avut emoțiile la maxim și nu știam ce se va întâmpla. A fost pentru prima oară când dădeam un examen și fiind un examen eliminatoriu, am avut emoții. Dar am trecut peste cu brio și a fost tot ok. Îți amintești ce ai pregătit atunci la primele examene? Mănânc câteva exerciții. Da, exerciții de dicție, joculețe și o poezie de dragoste. Am înțeles. Apoi cum au fost următoarele examene? Că deja aici începeau să se complice, începeau micile momente, micile scene din anumite piese cunoscute. Următoarele examene au fost puțin mai relaxante pentru mine, deoarece începând din clasa nouă am participat la concursuri și învățându-mă cu scena mi-a fost mai ușor să trec peste examene, adică examenul pentru mine era ceva așa, ca să-l trec. Nu mai era o frică, o teamă că nu voi trece și că voi fi eliminat. Treceam ca un fel de lucrare la orice materie. Ce implică pregătirea unui examen de teatru? Sunt sigur că telespectatorii și sunt curioși ce înseamnă un examen de teatru și ce implică și ce pregătire implică înainte de asta. Examenul de teatru la sfârșitul unui semestru este toată munca ta pe un semestru. Acolo se vede dacă ai muncit, cât ai muncit și cât de mult te-ai dăruit teatrului. Este o muncă destul de grea, să stai, să repeți, uneori să te angi peste program, să repetăm unele piese și e frumos. E frumos pentru că dacă îți dorești cu adevărat, nu uiți de cât timp petreci acolo și te dorești cât mai mult, să iasă bine. Intrând în liceu, este clar că și spectacolele s-au transformat în unele, nu știu cum să spun, mai înalte, de o factură mult mai înaltă. Ți amintești primul spectacol unde erai în fața unei scene mult mai mari, unde publicul avea alte pretenții decât cele din scenetele din generale sau înainte? Deja aici făceai parte din această structură și lumea avea alte așteptări. Ți amintești cum a fost prima oară? Da, prima oară pot să spun că un spectacol așa în care am ieșit în public a fost la sala Consiliului Județean, unde am fost și prezentator la spectacolul de Crăciun și am jucat și o piesă și a fost un impact emoțional destul de puternic asupra mea. M-am simțit extraordinar. Nu pot să descriu în cuvinte ce s-a petrecut cu mine atunci, dar a fost wow. Deci, de ce ți era cel mai teamă atunci? Nu mi-era teamă de vreun eșec, mi-era teamă de public, mi-era teamă de răspunsul lui, de ce o să se întâmple atunci pe moment. Puține emoții când am intrat, da, de reacțiile publicului, dar când am intrat și am văzut că reacțiile sunt pozitive, foarte pozitive. I-ai adus alături de voi. M-a încurajat foarte mult și am dat cât se poate de mult. Povestește-ne acum de primul tău concurs, unde emoțiile sunt sigur că sunt, eu și eu am trecut printre astea și mi-aduc aminte, emoțiile erau foarte întinse la o notă foarte, foarte, foarte înaltă. Primul concurs al meu a fost un concurs al liceului nostru, Margareta Sterian, la care am luat mențiune. Primul meu concurs cu emoții, a fost frumos, emoțiile foarte mari, într-adevăr. A fost prima experiență care m-a încurajat, luând mențiune, chiar dacă nu era un premiu foarte mare, m-a încurajat și mergând și la alte concursuri și la alte concursuri, luând premii, te încarci și la un moment dat îți propui să iei numai locul 1, pentru că vrei să depășești anumite obstacole. Spune-ne, te rog, că sigur trebuie să cunoască și spectatorii noștri și telespectatorii noștri, ce se ascunde în spatele unui concurs național, unde vă strângeți toți oamenii, acolo vin doar elevi care fac parte din aceste licee de artă, nu? Da, vin cei mai buni elevi din toate liceele de artă din România,
Iar acolo când ajungi, primul lucru, te cunoști cu ei și este, se face o legătură extraordinară. Deci nu pot să-ți descriu, când ajungi acolo și vorbești cu ei și ieși la un suc și nu e concurență. Deci nu e concurență. Când se ia un premiu, toți vin la tine și te iau în brațe. Nu e ura aceea, zic, mama a luat premiu și nu... Nu, e o chestie de... e o familie acolo. Când ajungi, se formează o legătură. Se creează. Da, se creează o legătură extraordinară și când pleci cu o părere de rău și cu inima strânsă și zici, ne mai vedem și la celălalt concurs. Și când îl mai revezi a doua oară, când mai revezi a doua oară câțiva dintre ei, te bucur foarte mult. Și sunt sigur că în felul acesta se creează și o concurență între voi care se pregătească, știe de cine să se teme. Eu mi-aduc aminte că știam de cine trebuie să te temi în acele concursuri, știam ce trebuie să depășești în acele momente. Da, când ajung la concurs și mă mai întâlnesc câțiva care sunt ceva rivali, ne ironizăm unul pe altul și spunem, da, o să iei premiu, lasă-mă că știu că o să iei premiu unul și nu știu ce, dar în momentul când vine premierea, atunci devine chestia de frăție și spui, bravo frate, ai meritat, ai luat locul 1, bravo, și ne acceptăm unul pe celălalt, nu contează care a luat premiu și care nu a luat, toți suntem buni. De aceea este Olimpiada Națională, pentru că am fost cei mai buni dintre cei mai buni. Am înțeles. Spune, te rog, ne lași de înțeles într-o oarecare măsură că reprezinți liceul de artă, acum ești clasa... 11. Că reprezinți liceul de artă pe clasa 11 și că într-un fel sau altul ești cel mai bun de acolo. Cum au decurs preselecțiile pentru a... și cum ai fost selectat pentru a reprezenta liceul de artă pentru în această Olimpiadă Națională? Pregătind repertoriu, la un moment dat s-a făcut o comisie, fiind mai mulți concurenți și trebuia să fie doar un băiat pe clasă, a fost un mini concurs la noi în clasă și ne-am departajat, la care am ieșit învingător și a trebuit să merg la Olimpiadă. Spune-te rog, colegii tăi îți poartă oarecum pică pentru asta? Eu mi-aduc aminte că la noi era ce să mai... Da, oarecum. E un mare duel la noi, că suntem băieți buni la noi în clasă și oricum, când am plecat la concurs, am avut o părere de rău, eu vreau să mergem toți, Buzău, tot Buzău, să mergem să îi facem praf pe toți, dar nu s-a putut, mi-a părut rău, dar asta a fost. Asta înseamnă totuși că această rivalitate este constructivă și vă ajută și vă întărește pentru asta, pentru că acolo unde nu ți-e teamă de un coleg care ar putea merge în locul tău, atunci nu ești motivat să te pregătești pentru asta. Da, așa este. Și mie chiar mi-e teamă de câțiva dintre colegii mei, sunt buni, au luat și premii la rândul lor, poate mai buni ca ale mele. Da, și asta m-a făcut să muncesc din greu și o spun cu durere în suflet, să muncesc mai singur, pentru că au apărut niște modificări la noi în liceu, a plecat profesorul meu și au venit profesori noi care nu prea am avut ce învăța de la ei, sincer. Poate modul în care au abordat situația nu a fost unul pe înțelesul vostru sau al tău. Da, deci modul lor de a preda și de a sfătui un elev. Este destul de dificil să schimbi un profesor, mai ales în această meserie, dar astea sunt conjuncturile și trebuie să te adaptezi, pentru că și regizorii se schimbă de la un spectacol la altul sau de la o piesă în alta. Important este să te adaptezi în funcție de fiecare. Spune, te rog, cum ai ajuns la Olimpiadă? Cine te-a sprijinit pentru asta? M-au sprijinit doamnele directoare și le mulțumesc pe această cale. Le salutăm și le mulțumim pentru o foarte mare parte din invitații noștri de la În Spatele Scenei, pentru că majoritatea oamenilor de Buzău și a vedetelor din Buzău, acum vedete ajunse, care vin în spatele scenei, au plecat de acolo. Pentru că este clar că scoate liceul de artă, încă scoate foarte, foarte mulți artiști pe piața și pe piața națională, nu doar pe piața buzoiană. Asta trebuia să amintesc. Și eu sunt o realizare a acestui liceu și de-aia am și ținut să spun asta. Încă o dată le mulțumesc, iar ceilalți care m-au sprijinit au fost colegi, unii dintre colegii mei, unii dintre profesori și mare parte din familia mea, nu toți. Am înțeles. Mai mult, cel mai mult sora mea.
Ce înseamnă să pregătești ce conține de fapt un repertoriu pentru Olimpiada Națională? Un repertoriu pentru Olimpiada Națională? Văd că te uiți așa la mine, întreb pentru telespectatorii noștri. Da. Un repertoriu pentru Olimpiada Națională înseamnă două monologuri, unul tragic, unul comic, 5 poezii de factură diferită, însemnând poezie lirică, forță, fabulă, poezie populară și poezie filozofică. Iar noua lege care a apărut, la actorie, este momentul de improvizație pe moment, depinde de preferințele juriului, la care tu trebuie să răspunzi pozitiv, cât mai pozitiv. Am înțeles. Spune-mi, te rog, cum ai pregătit repertoriul și, de fapt, cum ți-ai ales toate aceste poezii? Pentru că bănuiesc că trebuie să fie ceva cât mai spectaculos, ceva care să transmită anumite lucruri când ieși și le spui în fața publicului pe scenă. Absolut tot ce am ales pentru mine, am ales din caracterul meu, din felul meu de a fi, m-a ajutat foarte mult, pentru că am ales ce mi-a plăcut și ce am simțit că pot face. Nu poți alege o poezie sau un monolog care nu te caracterizează. În momentul în care alegi ceva de dragul de a face, nu o să-ți iasă niciodată, după părerea mea. Cine te-a sprijinit și cine te-a ajutat în pregătirea repertoriului? Pot să spun că m-au ajutat mai multe persoane. Am fost mielul care suge la două oi, cum s-ar spune. Am fost sprijinit de multe persoane, m-au sfătuit multe persoane, printre care și tu. Și m-a ajutat foarte mult. Orice sfat l-am primit cu bucurie și orice sfat am încercat să-l atașez la ce am de făcut. Și pentru mine a fost un succes asta. Și le mulțumesc tuturor care m-au sprijinit și care m-au ajutat cu orice sfat. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă când ești pe scena unui... Sincer, pentru liceu, această Olimpiada Națională este cel mai important concurs din România pentru arta actorului și ceea ce înseamnă arta actorului pentru elevii liceelor de artă, adică nu pentru amatori. Spune ce înseamnă emoțiile dinainte de a intra pe scenă, când știi că pe acea scenă sunt doar colegi de-ai tăi care fac asta zilnic, se pregătesc pentru asta. Emoțiile sunt extraordinar de mari și în momentul în care vezi înaintea ta alți colegi care intră, ai impresia că nu o să fii bun de nimic. Mai ales că UDAT-ul este numele tău de familie, deci ești undeva pe la aproape de final. Mie mi-era mai simplu, că și eu mergeam la concurs de genul ăsta, chemându-mă Dinu, era mereu primul, maxim al doilea, dar și eu îi vedeam la după, dar la tine sunt sigur că e altceva. Având un oarecare ghinion cu numele meu, sunt printre ultimii, nu chiar ultimul, dar sunt mereu printre ultimii și văzând înainte alți concurenți, ți se face piele de găină și apare acea dezamăgire, într-un fel sau altul. E o dezamăgire că spui că, wow, sunt foarte bun și tu nu știu dacă ai șanse. Nu știi dacă ai șanse în momentul acela, dar când intri pe scenă, la un moment dat te încarci și spui, chiar vreau să fac și chiar vreau să-i dau, să-i elimin și pe ei și pe toți. Și în momentul acela, cel mai important lucru e să privești juriu și să te uiți în ochii lor și să le spui direct tot ce ai de spus. Și să le transmiți. Și să le transmiți, da. Și să faci și publicul să înțeleagă ceea ce vrei să transmiți. Spune-te, rog, cum a fost această experiență unică pentru tine? A fost o experiență de neuitat. Nu am să uit niciodată, pentru că este un premiu foarte valoros în dosarul meu. Și mă lasă să cred că am șansă la teatru și că pot face ceva în viață în legătură cu această artă. Trebuie să amintim că un premiu întâi la Olimpiada de artă actorului în Buzău, nu știu dacă a mai fost adus vreodată sau sigur a fost adus foarte, foarte de mult timp. Deci este o premieră în Buzău lucrul acesta. Au fost aduse alte premii foarte valoroase, dar la Olimpiada Națională un premiu întâi de către un băiat n-a mai fost adus. Și asta este un motiv de mândrie, după cum am mai spus, atât pentru Buzău cât și pentru liceul de artă. Îmi permit puțin să mă vorbesc mai mult pentru că mă declar mulțumit de ceea ce, în opinia mea, mă declar mulțumit de ceea ce pregătește liceul de artă. Și deși, cum ai spus tu, s-au schimbat profesori, iată că
drept dovadă că este un liceu valoros, elitele continuă să crească, deși profesorii se schimbă, elevii sunt din ce în ce mai buni, asta înseamnă că și dorința și că probabil pe plan județean este un talent mai mare și mai mult decât era un an anteriori, și pot să spun că mă declar într-o oarecare măsură dezamăgit. Mă declar dezamăgit de ceea ce face, fără să încerc să jignesc pe nimeni, ceea ce face publicul, viața publică și tot ceea ce înseamnă aceste structuri de politică. Știi ce face Consiliul Județean și Primăria pentru acești elevi? Din punctul meu de vedere, nu sunt promovați îndeajuns. Și faptul că Liceul de Artă din Buzău are un Olimpic Național la Arta Actorului și nu este singurul, Liceul de Artă numără anual o mulțime de olimpici naționali care nu sunt promovați și nu sunt ridicați la înalta lor valoare, asta este dezamăgitor pentru întregul nostru județ. Din păcate, poate cineva aude lucrul ăsta, vede aceste imagini și la un moment dat își va conștientiza că ceea ce se întâmplă cu acești elevi extraordinari nu este firesc și normal. Ar trebui să se întâmple ceea ce se întâmplă și în alte orașe. Spune-mi, te rog, cum ai fost întâmpinat când ai venit cu un premiu național? Cine te-a întâmpinat cu un premiu întâi la Olimpiada Națională de această amploare? Prima întâmpinare a fost chiar acolo, tot publicul ieșind afară, eu ieșind și neștiind pe ce lume trăiesc, am ieșit afară și au început urările și felicitările din partea tuturor, chiar și profesorilor de la alte județe. Iar primul telefon pe care l-am primit de la doamna directoare, nu știu cum a aflat, dar a aflat, care m-a felicitat și mi-a spus că sunt foarte bun și că am meritat acel premiu și că abia așteaptă să ajung la liceu, să mă pun cât mai mult în valoare și să lucrez cât mai mult și să singurul lucru care am să-l rețin este să-mi iau în cap, ceea ce se întâmplă în această meserie. Este succesul unui actor care, sau mă rog, unui actor debutant care apare peste noapte și se schimbă, concepția lui se schimbă. Într-adevăr, se întâmplă. Da. În Buzău cine te-a întâmpinat? În Buzău, familia mea. Olimpiada s-a ținut la Timișoara, din câte știu. Da, la Timișoara. Întorcându-mă înapoi în Buzău, m-au întâlnit familia mea, evident, ajungând dimineață, 14 ore pe drum, e ceva de mers, ajungând dimineața acasă, prima întâmpinare a fost din partea părinților care m-au felicitat și mi-au rabat baftă în continuare, nu se așteptau la mine, chiar ei sunt cei care nu prea m-au susținut. Și au schimbat puțin impresia despre mine. Ce vrei să faci pe viitor, pentru că ne apropiem de final? Pe viitor vreau să încerc să dau la un ATC București și să încerc să muncesc cât mai mult. De ce la un ATC și nu la o altă facultate din țară sau din București? Păi, pot să spun că București este capitală și București este posibilitatea unei promovări mult mai mare. Și aceasta e decizia mea care nu cred că o să o schimb. Am înțeles. Visarionul, îți mulțumim că ne-ai lăsat să te descoperim câte puțin în spatele scenei. Aveam timp să vorbim, trebuia să fi vorbit mai multe. Încă o dată îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă arătăm încă o dată o valoare a Liceului de Artă din Buzău, vă arătăm încă o dată o valoare a Buzăului. Și mă declar încă o dată nemulțumit pentru ceea ce se întâmplă cu aceste valori, pentru că nu sunt apreciate la adevărata lor valoare, din păcate. Sunt foarte, foarte mulți. Mulțumim încă o dată Liceului de Artă pentru că vă susține și pentru că susține arta buzoiană. Mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi. Mulțumim cafenelei Mapamont Cafe pentru că ne-a găzduit și de această dată în Galeria Mall. Și până săptămâna viitoare vă urăm toate cele bune.